Bun, hai, s-a sunat de pauză și ne mai vedem în stâna viitoare. Profesor, vai, Andreea, ia spune. Vreau să vă rog, domn profesor, aș putea să motivați mie câteva absenții, vă rog. Nu știu ce să zic, Andreea, păi... Vreau să-mi scad trigonul de la purtare. Nu se poate. Ție. În loc de toți de pravați ăștia, fiți ție. Ai bips? Da. Hai, adu repede bipsul. Cum să nu te ajute nenea pe tine? Aici. Da. Ia să poate vedem. La matematică. La matematică. La fizică. Da. La română. Știți că e doar la istorie învăț. Da, știu. Dar tu cam chiulești, Andreea. Unde te duci tu? Am avut și eu niște probleme în familie. Mai tu te vezi cu băieți? Zi-mi adevărul. Vă spun sincer. Nu te crezi. Știți că studiez acasă foarte mult, mai ales la istorie. Știu. Ia și un 10 la istorie, dar nu zici la nimeni. E secretul nostru, da? Ți-a motivat deja 50. Mulțumesc mult, domn profesor. O zi frumoasă. Și ți o zi la fel de frumoasă ca tine, dragă. Mulțumesc. La revedere. Hai, la revedere cu voi și ne vedem stâna viitoare!